Într-un cadru educativ, dar plin de provocări, peste 130 de copii din raioanele de nord ale Republicii Moldova s-au adunat pentru două zile de activități, 28-29 mai, la tabăra Tânărului Salvator. Evenimentul, desfășurat sub genericul Împreună reducem riscurile, este organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în localitatea Sadovoie din municipiul Bălți. A fost foarte greu, mi-a părut foarte ușor, emoții un pic am avut la start, dar pe urmă au trecut. Tabăra este foarte bună și mulțumim că avem așa oportunitatea. Emoții pozitive, experiență noi și îmi place foarte mult. Este o idee foarte bună pentru antrenarea copiilor, pregătirea pentru un viitor asigurat. Ce a fost cea mai grea pentru dumneavoastră? Nimic, eu sunt puternic. Scopul taberei este de a instrui copiii cu privire la tactici de bază în situații de urgență și de a le dezvolta spiritul civic. Participanții, împărțiți în 11 echipe, au ocazia să experimenteze din prima mână complexitatea muncii de salvator, purtând echipamentul specific și executând manevrele de salvare. E foarte greu, mai ales să îmbraci toată asta într-un timp foarte scurt, foarte greu. Am început să apreciez foarte mult, mai ales când am făcut antrenamentele pentru acest eveniment, am văzut că chiar e foarte greu. Este foarte bine deoarece îi permite tinerilor ca să vadă, poate alții chiar poate vreau să devii pompieri și aceasta le va ajuta pe viitor. Evenimentul beneficiază de sprijinul UNICEF și al Ministerului Educației și Cercetării, fiind o parte vitală a eforturilor de pregătire a noilor generații pentru situații neprevăzute. Tabăra pentru copii, aflată la 6-a ediție, include participarea unei echipe de refugiați din Ucraina, subliniind natura inclusivă și regională a inițiativei. Ну, собирать было несложно, поскольку все эти дети посещают наш центр, они занимаются разными в разных кружках, кто рисует из них, кто занимается IT, кто роботехника. То есть, беря в учет ситуацию, что более 30 лет я проработал в пожарной части, то есть это все эти моменты я знаю и пытаюсь это привить им. Дезвольтем спириту чивик, ла фикари купил. Pentru noi e important tânăra generație să cunoască cerințele de acordare a primului ajutor și cum corect să acționeze în situații excepționale. We are also very happy to know that at least some of you coming back to your homes and schools and together with your teachers will continue teaching other children and adults in your places of what you learn here, but also how all of us can be better prepared. Programul se va încheia cu ceremonii de premiere pentru cele mai bune echipe, recompensând eforturile și abilitățile demonstrate.